Jurnalul Mihai Ghimpu amenință că va cere legislativului demiterea conducerii Curții Supreme de Justiție. Mai mult, președintele interimar s-a arătat nemulțumit de activitatea instanțelor de judecată, din cauza că tergiversează examinarea dosarului 7 aprilie. Mihai Ghimpu acuză instanțele judecătorești de pasivitate. Instanțele judecate trăgălează examinarea, iarăși posibil că e frică, că e luptă, este dosarul să vină ca timp poliție, sau să aștepte să vadă ce o să fie în noiembrie, cine o să câștige. Pe de altă parte, judecătorii resping acuzațiile. Păi vedeți că se lucrează. Ce depinde de instanță? Tot depinde de prezența martorilor, cum e prezent acuzatorul de stat. Noi suntem pe loc, noi lucrăm. Până luna noiembrie, președintele interimar speră să obțină de la conducerea instituțiilor de drept rezultate concrete în dosarele ce vizează incidentele din aprilie anul trecut. Voi solicita Parlamentul eliberarea de funcția conducerii Curții Supreme de Justiție. Morianu, Odobanu și Cernar. Întrebată dacă acțiunea va fi susținută de colegii din Alianță, Mihai Ghimpu s-a arătat sceptic în această privință. Eu sunt obligat să acordez această problemă. După aproape un an și jumătate de la protestele din 7 aprilie, conducerea țării crede în continuare că totul a fost pus la cale de fosta guvernare. Totul a fost dirijat, condus de președinte interimar, Vladimir Voronin, de atunci. Și întrebăm de ce până astăzi rămâne în afara cercetării, anchetării Vladimir Voronin. În dosarul 7 aprilie au fost anchetați mai mulți foști conducători ai instituțiilor de drept, printre care fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și ex-viceministrul de interne Valentin Zubic și foștii șefi ai poliției municipale.